Domnilor, cât ne costă logistica pentru acest drogat? Oare? Stai mai jos! Din cauza drogurilor, mai copilule, bă! Ți-ai distrus și viața ta, și viața celorlalți, bă! Pascule, bă! Cum de nu te-ai gândit, mă, atunci? L-a adus pe Pascu, am să-l aștept la intrare, să îl vedeți. Acum să-l vedeți pe Pascu, ia uitați-l aici. Bă, drogatule, bă, ai distrus viețile oamenilor, mă, fiți-ar drogurile ale dracu și banii, băi, pentru faimă, fiți-ar faima a dracu de drogat, ai distrus viețile oamenilor, bă. Bună România, bună seara dumneavoastră și invitațiilor noastre, bună seara Zvan Zanfir. Bună seara Radu, bună seara tuturor. L-ați auzit pe protestatarul Ceaușescu, care până la urmă, dacă stai să o iei așa în mod cinstit, este cam singura pedeapsă pe care mulți dintre oamenii ăștia o primesc cu adevărat, faptul că trebuie să îndure aceste strigăte din partea protestatarului Ceaușescu, pare o condamnare în sine. Păi mulți dintre ei se feresc mai tare de Ceaușescu decât de instituțiile statului, domnul Buzoianu, că știi cum e, la instituțiile statului s-a descoperit pe parcurs, mai merge și cu o influență, mai merge și cu un telefon, cu o relație. La Ceaușescu n-am auzit. La Ceaușescu n-am auzit să meargă. N-am auzit să meargă cu nimic. E tranșată acolo, treaba. Acolo dacă te-ai intersectat greșit, asta pățești. Bun. La DICO s-a strâns această familie prestigioasă a României, această familie care a subordonat instituțiile statului și continuă, pare mi se, să o facă. Pentru că dacă stai să te uiți un pic la niște imagini care sunt, după părerea mea, concludente cu taică-sul râzând acolo la DICO. Da, acolo e o problemă sistemică. Mie mi se pare că i s-a transmis, asta îmi transmite mie acea imagine. Ăsta săracu, na, este și dependent de droguri, nu mai are droguri, are toate motivele să pară un om serios așa. Dar imaginile astea, dacă mi le poți... Hai că sui vesel. Deci, nu, poate e un râs pe fond nervos. Dar personajul în sine reprezintă o problemă. Dacă îl punem și în contextul dezvăluirilor făcute de un fost magistrat care spune că în anii 2000 erau 10 de dosare, da, 10 de procese cu oameni cărora acest cetățean le-ar fi luat casele pe o filieră cămătărească. Da? Punem asta în context. Ne amintim imaginile cu el, la volan, ca nebunul. Îl vedem acum, râzând, ca nebunul. Ne dăm seama că el deținea o mașină și a pus la dispoziția fiului său o mașină fără poliție RCA. Dom'le, copilul ăsta cred că e cea mai mică problema familiei ăstea. O familie care deține, repetăm, domnul Buzoianu, câte sute de proprietăți, peste 300 de proprietăți? Nu știu dacă Ion Țiriac este la nivelul la care e această familie, care e extrem de suspect așa când stai să te uiți la reușitele economice. Mi se pare o chestiune extrem de suspectă și greu justificabilă. Dânsa este mama care, în egală măsură, este acum în dosarul acesta al consumului de droguri, deci nu în cel al accidentului, sau nu putem să numim accident, al lovirii cu mașina, ci în cel al consumului de droguri, este acum, înțeleg, suspect, are calitatea de suspect, în sensul în care a încercat să influențeze martorii, șantajându-i cu ceva. Astea sunt informațiile pe surse în privința ei, de-aia a fost adusă și înțeleg că este în continuare în sediu DICOT audiată. Aduc un amendament informațiilor prezentate anterior, domnul Buzoianu, pentru rigoare, da? Deci am zis că 300 de proprietăți, nu, 300 de imobile, împreună cu terenurile, însumează 714 proprietăți în posesia soților Pascu. Informațiile sunt oficiale, confirmate de jurnaliștii de la ProTV, direct la cadastru. Deci familia asta are 714 imobile și terenuri. Deci, poți să vizualizezi 714 imobile și terenuri? Deci ce deține? Un oraș? Nu, ce pare un cartier. Deci dacă stai să te gândești, ce când zici 714, domne, imobile, pare ceva la nivelul unui cartier din București. Păi un cartier bucureștean, domnul Buzoianu, e cât o localitate din țară. Da. Deci are o localitate, las-o, Doamne, iartă-mă! Deci așa arată proprietarul unei localități. Râde astăzi la DICOT, nu, că acolo înțeleg că au fost chemați, râde la DICOT, râde aproape isteric la DICOT,
în condițiile în care a fost adus de procurori, soția a fost flancată de mascați, copilul e în arest preventiv după ce a ucis câțiva oameni conducând drogat o mașină fără polițercea. Domnul Buzăian. Deci o versiune ar fi aceea că nu este chiar într-o situație... Poate e nebun. Poate e drogat. Ar putea să fie. Poate e nebun. Ar putea să fie astfel de scenarii. Astea sunt variantele optimiste. Optimiste, că mai e încă un scenariu. Cel mai nenorocit scenariu. Să vedem dacă l-ai pe același. Cel mai dat dracului scenariu. Da? E că ăsta e un râs fidător al unui om care știe că a rezolvat-o și pe asta. Exact, asta mi se pare. Dar mi-e groaz. Nu, dacă ar aia putea, e... Hai să închidem țara un pic. Ăsta este cel al treilea scenariu, acestea sunt singurele scenarii posibile în contextul actual, în sensul în care omul lui s-a spus, bă, trebuie să facem un pic de cheat, trebuie să facem un pic de plimbăm de aia, te plimbăm, ți-l ținem pe ăsta mic câteva luni, îi dăm drumul și aia, ei. Și pe Ceaușescu la tine, zice că ești criminal, că n-avem ce să-i faci, nu trebuie să-l oprim, asta e situația. După care, coși buzele, ce să-i faci? Mai departe îți vezi de treabă, noi rezolvăm, plus că avem nevoie acum să mai distragem atenția de la problemele astea economice, mai plimbăm așa ca să mai ne dați și voi până cu ceva. Domnul Buzăianu, deci, există varianta nebuniei, există varianta consumului excesiv de droguri, există varianta unei jmecherii pe care nici nu ne-o putem imagina. Dar pe de altă parte, domnul Buzăianu, dacă ți-aș fi spus că cineva în această țară, în zilele noastre, da? Nu înainte de primul război mondial, referindu-mă la Nababu. Da. Cineva din zilele noastre deține 714 proprietăți. Ai fi putut concepe? Da? Cu orizontul tău larg, deschis la minte, cum te știu. Exact, da. Ești suficient de deschis la minte să crezi că are un român 714 proprietăți? Imobile. Nu. Imobile, 300 imobile și împreună cu terenuri însumează 714 proprietăți. Ai fi crezut că există așa ceva? Și ce e spectaculos, ai fi crezut că există așa ceva și noi nu-l cunoaștem? Și n-am auzit că mi-ai fi venit cu tot felul de variante, că nu știu, te-ai mai fi întrebat cine, domne, moștenitorul lui Iosif Constantin Drăgan, cine, domne, Ion Țiriac, cine, domne? Nu știi să-l pui într-un context. Miliardarul ăla, a murit, Dumnezeu să-l ierte, Petrescu. Domnul Buzen. Un nimeni, un necunoscut, un anonim deține împreună cu familia 714 proprietăți. Ce înseamnă asta? Înseamnă că niște șmecheri care nu își pot declara proprietățile astea folosesc această săgeată. Drept înaintare. Asta da. E o săgeată. Asta este o și el râde gândindu-se probabil ce fel de șmecheri depind de el. Și ce se întâmplă cu șmecherii aia foarte grei din această țară dacă el ajunge la pușcărie? El uite, mișcă căscuța aia și spune: eu s-ar putea să am 714 proprietăți dacă sunt pe cont propriu. Dacă nu sunt pe cont propriu și plec de aici cum am venit, s-ar putea să fiu săgeată pentru niște oameni foarte grei în continuare. Dar dacă intru la pușcărie, povestim că suntem povestitori. Astea sunt singurele scenarii, domnul Buzăianu, altfel... aștept să mă trezesc într-o realitate în care nu se poate trăi. Altfel trebuie să închizi țara asta, să stingi lumina, să nu mai consume și ne întoarcem după 2-3 generații. Ți-ar fi dat în cap că un om al cărui copil a trecut cu mașina peste niște tineri, alarmând în felul ăsta, ultragind o țară întreagă, o vară întreagă sau o lună, cât în vara asta am tot urmărit desfășurarea acestei acțiuni nenorocite. Te-ai fi gândit că în prima apariție pe care o ți-o faci, vii râzând unul la mână, doi la mână, pleci trecând peste jurnaliști cu motocicleta, cu scooterul, cu ce era acolo. Te-ai fi imaginat că asta este apariția, prima apariție a posesorului acelui copil criminal, că el e posesorul copilului care criminal. Care a omorât oamenii în accident rutier, TAS-ul, dă cu scooterul peste alți oameni. Deci, domnul Buzăianu, copilul ăla deja are o explicație. Uite explicația! Uite aici materialul genetic, uite aici educația. Este incredibil așa ceva, familia asta a distrus un copil. Familia asta, uite omul ăsta, trebuie să ducă la pușcărie. Suprime. E omul ăsta, de metaforic vorbind, domnul Buzăianu, acceptă-mi această licență jurnalistică. Omul ăsta i-a omorât pe ea în vama veche, 2 mai. Aveți ăsta. Vedea pasiv niște reprezentanți ai Ministerului de Interne și ei panica să nu dea peste ei cu scooterul. Uite-te și tu. Ai văzut că erau într-o stare de agitație oamenii ăia în albastru îmbrăcați acolo înveșmântați, nu care cumva să intervină în această situație care devenise contondentă, ci nu care cumva să dea și peste ei. Dar vezi să nu dea peste tot statul român, mă, cu motoreta lui. A dat peste instituțiile statului. Când ieșim din emisiune, o să ne uităm în stânga-dreapta. Că înțeleg că familia Pascu în această țară... Deținătoarea acestei țări, clar. E patroană. Păi are 714 proprietăți, domnul Buzăianu. Mai cumpără câteva și ne deține la propriu. Și pământul de sub noi. Domnul Buzăianu, nu există, domne, țara în care tatăl criminalului drogat care a omorât niște oameni la volan
pleacă așa în trombă, demarează ca renegat în filmele aia 90-iște, mai ții minte, Lorenzo Lamas? Așa? Pleacă precum Lorenzo Lamas, dar ăla nu călca pe nimeni, domnul Buzer. Dar vezi că în, tot în Renegatul era un personaj, se numea Bobby 6 Asasin. Uite ce memorie. Apropo, uite, de... și uitat. Nu te uitai la ce, domnule? Da, mă uitam, dar am și uitat între timp. Păi trebuie să începem să ne amintim de anii 90, pentru că România e sub Ciucă, sub Bode, Minister de Interne premierat, acum sub Ciolacu, sub Predoiu, sub ăștia care sunt, s-a întors în anii 90. Domnule, mă aștept să mai fie tăiați cu sabia polițiști, cum ne amintim cazul, cu Fane Spoitoru, cu nu... Da? Mie mi se pare simbolică și ai văzut că a luat-o Patricia de pieton, deci o situație absolut bezmetică din punct de vedere al, al traficantului, ca să zicem, participantului la trafic, pardon, hai că i-am zis traficant, participantului la trafic. Da, de ce participantului la trafic și nu traficant? Pentru că până la urmă deocamdată n-avem o instituție care să-mi aducă niște probe. Dar nu mai avem instituții, Radu, lasă-mă, doamne, iartă-mă în pace, omul ăsta de față cu poliția, uite-te ce face, n-are niciun fel de jenă, intră acolo, râde, n-are niciun fel și de problemă. Ai văzut că mi se pare simptomatic, că mi se pare extrem de simbolistică atitudinea oamenilor ăla care au reprezentații statului în cadrul acesta. Uite, nici tu panică. Uite cum s-a dat la o parte să nu calce pe politici. De panică, bă, nene, dă ăsta peste noi, ne omoară, n-avem ce să-i facem. Asta e atmosfera. N-avem ce să le facem. Bă, numai pentru asta trebuia dat jos de pe motoreta aia în Cătușea și asta e, mă, tu băiatule. Sunt prea șmecher, n-avem ce să le facem. V-ați luat țara, aveți guvernul vostru, aveți ministerul vostru. Da. Se va afla într-un final la cine duce averea familiei Pascu. Hai să vedem, ajunge pe masa guvernului? Ajung titlurile de proprietate pe masa guvernului? Ajung la finanțatorii partidelor? Hai ca să vedem, că nu e greu de aflat într-un final. Familia asta e disperată în momentul de față. Riscă pușcărie ca Mandela, dar pentru alte motive copilul lor, da? L-am văzut. Tatăl nu e în cea mai bună formă fizică din moment ce ridea isteric pe holurile de ICOT. Hai să vedem unde se ajunge. Ajunge la pușcărie, scapă și ăștia, fug din țară la un moment, pleacă cu niște bebecuți ca Omar Haisan pe un vapor. Ce se întâmplă, Radu? Sau ne genunchează de nou? Dacă și procurorii sunt sub aceeași egidă sub care au fost polițiștii, reprezentanții Ministerului de Interne, pentru că totuși încep să văd un pic de mișcare la procurori. Sau dau să văd niște mișcare la procurori. Hai să vedem pe surse ce a fost vehiculat în legătură cu acest domn Pascu, care se pare că ar fi intervenit, încep să apare, așteptăm niște dovezi care să dea un pic de sens întâmplării nenorocirii de la 2 mai Vama Veche, în sensul în care, care putea să fie sensul? Dom'le, ce i-a obstrucționat pe poliție să-l oprească pe băiatul acela? Păi stai, mă, nu vorbim cu șeful poliției care a fost studentul unui neam al lui Pascu? Păi mă, că povestim, dar ce, am înnebunit, nu știm încrengăturile. Singurul de aici care are o reacție, protestatarul Ceaușescu, bravo, Mariane, îi dă două palme peste cască. Deci singura chestiune care s-a sub ochii statului român nu există. Nu m-ar mira să fie ridicat pentru că la... Nu i-ați dat amendă lui Ceaușescu că l-a bruscat pe ăsta? La bruscare. Hai să vedem. Care sunt speculațiile deocamdată? Sunt la nivel de speculații, la nivel de știri pe surse, care mi se pare extrem de important de înmagazinat. Domnul Pascu, banii aici nu mai au valoare. Banii. Nu puteți să cumpărați pe toată lumea. Potrivit unor martori citați de jurnaliștii de la Adevărul, în noaptea în care fiul său se plimba cu mașina încărcată de tineri în Vama Veche, Mihai Pascu a petrecut cu mai mulți prieteni la un restaurant din Techirghiol. A stat acolo toată noaptea și a consumat cantități mari de alcool împreună cu prietenii săi, susțin martorii, iar în jurul orei 2, când Vlad Pascu a fost oprit de poliție, a primit un telefon, cel mai probabil de la fiul său, iar discuția a fost una halucinantă. Lasă, tată, că o să dau eu un telefon cuiva. Nu-ți ia nimeni permisul. O să-ți ceară scuze polițistul ăla că te-a oprit, a spus Mihai Pascu potrivit surselor. A dat sau nu telefonul, nu se știe. Cert este însă că, doar câteva zeci de minute mai târziu, doi oameni mureau zdrobiți sub mașina condusă de Vlad Pascu, care s-ar fi îndreptat chiar spre Techirghiol să se întâlnească cu tatăl său. Venit la audieri, tatăl Beizadelei nu pare să aibă însă vreo remușcare. Ba chiar a fost fotografiat râzând în hohote în sediul de ICOT. În sensul în care te gândești că, până la urmă, comportamentul unui om aflat în situația aceasta, unui om care nu a, mă rog, a prilejuit această nenorocire, ar fi trebuit să fie unul spășit, un om să apară în fața camerelor, să le ceară scuze părinților, bă, până și pe ăsta, pe Gino Iorgulescu, l-am văzut într-o stare de genul ăsta, sigur, acum am văzut că vehiculează că nu era, de fapt, fiul drogat acolo, iar se încearcă o mușamalită, dar pe de altă parte...
pe părintele ăsta al copilului, eu așa mă așteam să-l văd. Într-o stare de om spășit, sigur, poate nu gândea chestia asta. Bă, dar trebuie să-i dator la chestia asta. Faptul că nu faci nici măcar lucrul acesta, care e un lucru banal, să apari spășit, să-și cer scuze, să spui, domnule, am cum să dau timpul înapoi, cu tare, sunt niște lucruri care trebuie să făcute. Și înseamnă că șoferul drogat a spus că nu poate da timpul, era mai lucid decât asta. Că omul, sigur, nu știu dacă e vorba de luciditate, poate că datorită lucidității este în situația aceasta, își dă seama că n-are ce să-i se întâmple. Își dă seama că efectiv n-are ce să-i se întâmple și atunci nu mai stă să se umilească el la părinții aia care suferă acum. Cămașă albă, pleata în vânt, ne arată căscuța, ceasul la mână, o zi de muncă. Bă, nene, tu ai produs un șofer care a omorât niște oameni. Niște copii. E eșecul tău, mă. Care e cregătura? Este eșecul lui, mă, personal, mă, că m-am săturat. Nu e un copil care a crescut la cămin, mă. E un copil care a avut toate condițiile posibile și imposibile într-o familie cu prea multe resurse pentru țara asta. Este fix eșecul acestui om și al nevestisii. Nu mă interesează, mă, că nu trebuie să le apărăm niciun fel de demnitate și nu e nicio prezumție de nevinovăție aici, mă, Radu. Oamenii ăștia au generat așa ceva. Că l-au generat drogat, aia e problema lor, mă, personală. Da? Și a instituțiilor statului. Nu-i problema noastră ce substanțe își bagă în el Micu Pascu. Și problema noastră, părinților care au rămas fără copii. Nu, acum. Că e doar drogat, spuneam, e problema familiei Pascu da. Și a instituțiilor statului. Că drogat conduce și omoară niște români sau niște oameni în general, că nu da. E vorba de cetățenie aici, e problema societății. Mă, cum dracu mai ai tu tupeu să ne arăți toți dinții, să râzi cu toți dinții la noi, după ce ai produs așa ceva, pentru că tu, ăsta pletosul, e mult mai vinovat decât pletosul de fisu. Înțelegi? Pletosul de fisu, potrivit unor standarde științifice, în ciuda vârstei majoratului, nici n-are creierul complet dezvoltat, că se spunea că pe la o anumită vârstă încă mai sunt acolo mecanisme în formare. Având în vedere starea de copil drogat, nici nu are cum să se mai dezvolte. Dom'le, ăla e un tânăr. Sigur că în fața legii va răspunde ca un adult. În fața oamenilor rezonabili e un copil inconștient, scăpat de sub control, scăpat de părinți de mâini. Dar omul ăsta are o vârstă. Dacă în anii 2000 făcea combinații, să vedem. Dacă în anii 2000 făcea combinații, dădea bani cu camătă, lua apartamente, are o vârstă, dar nu-i vreun copil. Ăsta ce scuză are, Radu? Ce scuză are ăsta să râdă când familiile morților trebuie să facă pomara de câteva săptămâni? Și ăsta vine în cămașă albă, că e vară, cu căscuța, ceasul la mână, părul creț, râdem acolo pe holuri. În vreme nu are nici măcar comportamentul acela minim despre care am vorbit mai devreme, care ar fi fost o banalitate în context. Sigur, poate că nici n-ar fi însemnat nimica, dar este un gest pe care ești dator să-l faci. Mie mi-e clar că brumă de decență, are un aranjament făcut, asta este. Nu stau eu să mă umilez la chestia. N-am eu de ce să... acum să plec capul, mă umilez că eu sunt... Dar e o situație generalizată care se petrece, pentru că stai și te uiți că poliția română este condusă de cel care conducea poliția din Constanța, fix zona în care oamenii ăștia s-au dezvoltat economic, și stai și te gândești că sunt slabe șansele ca domnul Despescu să nu fi fost într-o relație cu oamenii ăștia care sunt niște magnați, ai niște produse ai zonei respective a țării, stai și te gândești că șansele sunt minime, totuși să nu se cunoască. Și sigur că aștepți cumva să se și probeze niște lucruri, pentru că dacă rămâne așa treaba și mi-l condamnă pe băiatul ăsta la 5 ani de pușcărie din care face 3, nu am senzația că acest caz n-a fost mușcat. Păi, hai să spun ceva apropo de Despescu ăsta, că devine tot mai periculos să trăiești în România. Periculos e să mergi pe stradă, periculos e să fii pe trotuar, periculos e să spui ce gândești în țara asta. Domnul Buzăianu, Despescu a fost șeful poliției Constanța. Șeful poliției Constanța trebuie să știe cine-i cine în județul său. Da. Da, mai ales că județul Constanța e un județ de șmecher, da? E un județ scăpat de sub control. Da, o portul acolo nu prea respectă regulile statului. S-a vorbit despre Republica Mazăre. E, uite că Mazăre e la pușcărie și Constanța tot Republică e. Da. E, domnul Buzăianu, omul ăsta pe care îl vedem în imagini și care mie îmi provoacă o stare gravă de nervozitate, nu-l mai dați. Nu-l mai dați, că e greu să-mi controlez limbajul când văd așa ceva. Și eu n-am 714 proprietăți să-mi permit să plătesc toate amenziile date de niște cetățeni ai statului român. Domnul Buzean, deci când tu ai câteva sute de proprietăți în județul Constanța, șeful poliției știe, mă, cine ești. Ai înțeles? Dacă șeful poliției nu știe cine are câteva sute de proprietăți în județul unde el e șef al poliției, șeful poliției e o glumă. Despescu nu e o glumă.
Despescu e un om care și ia treaba foarte în serios, știe tot. Nu știe Despescu cine-i Pascu. Nu știe Despescu cine-i Pascu, nu, cu sute de proprietăți în județ unde a fost el șef al POI. Băi, suntem nebuni. Păi cine păcăliți, mă? În ce sens știe cine este? Nu știu, domne, dar știe cine e. Că am auzit de el, e domne, ura, știe cine e. Dar dacă există și o relație stabilizată acolo, lucrurile se complică un pic. Sigur că deocamdată a plecat din zona domnului Despescu discuția. Înainte să... Păi normal că a scăpat Despescu. Gata, s-a terminat, s-a fumat, s-a răcit. Și despre asta. Hai să spun ce. Păi normal că nu mai putem să vorbim de domnul Despescu, că am văzut că beneficiază de imunitate, nu diplomat, ci mediatică. Îți dau un titlu de știre, după care mergem la telefoane, ne vedem de... Și trebuie să stăm de vorbă emisiune cu purtătorul de cuvânt de la poliție, care este în linie. Da, și vorbim. Să ne facă... Șeful poliției Constanța, domnul Glugă, student la Academie, studentul lui Ilie Pascu, rudă cu Vlad Pascu, șoferul drogat care a ucis doi tineri. Glugă și profesorul Pascu, amândoi din Râmnicu Vâlcea. Eu dacă... Am avut ceva de zis, cred că am spus până acest titlu destul de amplu. Încrengătura devine dureroasă. Bogdan Ghebaur, purtător de cuvânt al poliției, bună seara! Bună seara, mulțumesc pentru posibilitatea de a intra în direct. Ați vrut să interveniți, vă rog. Ați vrut să interveniți pe aceste imagini, probabil vreți să ne spuneți cam care, ce se întâmplă, care e consecința, nu, a ceea ce am văzut. Exact. Cu privire la imaginile apărute, Poliția Capitalei s-a sesizat deja din oficiu și urmează să efectueze verificări și să facă o încadrare exactă pentru a putea lua măsuri legale. De asemenea, după cum ați văzut și dumneavoastră, majoritatea erau jurnaliști. Dacă dintre ei sunt care au suferit vătămări, îi îndrumăm să se prezinte la brigada rutieră și să dea mai multe informații pentru a putea lua măsuri. Bun, dar vreau să vă întreb, imaginile sunt destul de clare, adică nu știu dacă e nevoie de o anchetă pe niște imagini clare. El pleacă, demarează peste niște jurnaliști, îl văd pe profesorul Ceaușescu lovit în mod evident, asta arată imaginea, nu poți să faci o anchetă pe așa ceva. Întrebarea mea e următoare. Cred că e o procedură, trebuie să ancheteze oamenii ceva ca să ajungă la o concluzie. Dar bănuiesc că totuși e destul de clar ce s-a întâmplat acolo. Aici vorbim despre o încălcare, adică faptul că el se afla în față, poate să zic că domnule, mă obstrucționa plecatul, demarajul, nu puteam să plec, eram... care credeți dumneavoastră că ar putea să fie deznodământul? Tocmai ce v-am spus. Ai contravenție aici. Să se stabilească. Dacă vorbim poate doar de o contravenție, poate dacă au fost persoane vătămate, putem vorbi și un dosar penal. Tocmai de aceea, aceasta este procedura standard. Și asta vreau să definim. Să se demareze verificările. Faptul că a fost și o persoană vătămată și evident că a fost aici, ar putea să ducă și la un dosar penal. Păi da, persoana văd că asta ne spune și e foarte bună observația domnului purtător de cuvânt. Dacă cineva a fost vătămat, să se ducă să spună că a fost vătămat. Că altfel din imaginile astea nu-ți dai seama dacă a fost cineva vătămat și poliția nu va putea face încadrarea și pe vătămare dacă nu vine o parte vătămată să spună că a fost vătămată. Dar e foarte bună precizare și sunt convins că cine a avut înțeles mesajul l-a recepționat corect. Mă refer dintre cei care au fost loviți pur și simplu de scuterul acestui domn Pascu. Într-adevăr. Și aș mai dori să fac o mențiune. Ați prezentat mai devreme anumite aspecte cu privire la profesorul unui polițist. Dacă există, din ce informații am, acesta ar fi un fake news, dar dacă există informații, o persoană deține aceste informații, fie le face publice, fie ni le prezintă nouă, ni le redirecționează, pentru a putea lua măsuri în consecință. Păi e un material publicat în exclusivitate de jurnaliștii de la defapt.ro, că noi nu ne-am asumat paternitatea informației, eu citesc acum de pe www.defapt.ro. O publicație serioasă, nu se pune problema de așa. Este un articol cu titlu exclusiv, șeful poliției Constanța, virgulă, student la Academie lui Ilie Pascu, virgulă, rudă cu Vlad Pascu, șoferul drogat care a ucis doi tineri la 2 mai, punct. Glugă și profesorul Pascu, virgulă, din Râmnicu Vâlcea. Articol semnat de Gabriela Iordache, 4 septembrie 2023, pe site-ul, pe publicația defapt.ro. Și sunt cum astea sunt, astea sunt publice. Constatări, adică noi n-am adus informații pe surse, știm exact cât știe orice fel de cititor al site-ului defapt.ro pe această speță. Din informațiile mele, acesta a fost student la Iași, nu la București. Domnul Glugă? Da. Domnule, așa scriu jurnaliștii de aici. O să vedem și noi, ne apucăm să documentăm. Da. Bun. Vedem care este situația. Dar eu înțeleg că Adrian Glugă,
a fost student al Academiei de Poliție Alexandru Iancuza între 1993 și 1997. Potrivit CV-ului său, este absolvent al Academiei de Poliție din Băneasa, nu? Da, dar... Păi și dacă este din Băneasa, cum este din Iași? Vorbim de o altă formă de învățământ pe care acesta a urmat-o. Păi haideți să vedem dacă este așa. Mă uit în CV-ul domnului Glugă și văd că între 1988 și 1992 a urmat cursurile liceale la grupul școlar Aricoandă din Râmnicu Vâlcea, de unde a obținut diploma de bacalaureat. Apoi, între 1993 și 1997, citesc din CV-ul public al fostului șef al poliției Constanța, dacă e fostul șef, nu? Că parcă ai zis că își bagă dosarul de pensie. Între 1993 și 1997, Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza, deci Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza, nu, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza, Facultatea de Drept, Arma Grăniceri, Diplomă de Licențe în Științe Juridice, Specializarea Drept. La acel moment, Academia de Poliție, secția Poliției de Frontieră, avea sediul la Iași. Ulterior s-a mutat în Băneasa, unde sunt și celelalte arme. Deci, grănicerii erau doar la Iași? Da, da. Și profesorul Pascu nu preda și la Iași? N-aș putea să mă pronunț cu privire doar la articolul apărut. Știu sigur că a urmat Facultatea de Grăniceri de la Iași. Păi o fi urmat Facultatea la Iași, dar Facultatea din Iași ținea de Universitatea din București. Deci profesorii erau aceiași. Da, dar era la persoana respectivă preda la București, nu și la Iași. Erau profesori distinți pentru fiecare armă. Păi și la Iași predau doar profesorii din Iași? Profesor pentru școala respectivă, da. Da, vom mai asta trebuie verificat, vă dați seama. Adică putem înțelege că poate fi așa cum spuneți dumneavoastră, dar trebuie să vedem dacă profesorul Pascu n-a avut ore și la Iași. Că să știți că se mai întâmplă cadrul unei universități să se ducă și la ea să predea, nu folosesc neapărat doar profesor. Adică e o chestie de nuanță. Oricum dumneavoastră ca purtător de cuvânt al da, sigur, nu puteți române. Intra în zona asta de speculații, de așa. Dar ne-ați oferit o informație foarte bună pe care o vom verifica. La momentul actual știm doar că profesorul Pascu, rudă a familiei Pascu, din același oraș cu șeful poliției Constanța, adică Râmnicu Vâlcea, a fost profesor în perioada în care acesta a fost student. Ne spuneți dumneavoastră, a fost student al Academiei din București, dar la Iași. Și profesorul nu preda la Iași, preda doar la București. Se poate, documentăm, sigur că da. V-am indicat sursa informației noastre, defapt.ro se numește site-ul, search pe Google, îl găsiți. Mai multe informații n-avem nici noi, că le-am fi comentat împreună. Îi mulțumim domnului purtător de cuvânt al poliției pentru precizări, pentru înainte informații. Să-i salutăm pe invitații noștri și adăuga faptul că nu acesta este principalul mecanism pe care îl vizăm în momentul în care bănuim că totuși s-a intervenit. Adică mă gândesc totuși că s-a intervenit de la un nivel extrem de înalt. Poate că și omul acesta Glugă, până la urmă, este și el subordonat acolo și răspunde la niște comenzi. Și ne gândim totuși că tot mecanismul ăsta care a fost pus în aplicare astfel încât acest individ drogat să rămână pe străzi, totuși vine de mai sus un pic. Deci, domnul Buzeanu, atenție, da. Noi nu facem un proces de intenție, domnului Glugă. Noi chiar avem senzația că domnul Glugă a gestionat foarte pro județul Constanța la nivel de poliție. Da. Ce am prezentat noi e o informație care poate avea sens în context, poate fi o simplă coincidență. Uite, domnul Ghebaur a venit cu precizare și a spus, stai, domnule, că ăla studia la Iași, ăsta altul preda la București. Iarăși, trebuie documentat că n-am făcut noi investigația pe subiectul ăsta. Bun. Dacă se confirmă ce a zis domnul purtător de cuvânt, e o pistă pe care o închis. Rămâne doar ideea că sunt în același oraș. Dar vorba aia, câți oameni nu sunt în același oraș, că și noi suntem în același oraș cu familia Pascu și asta nu înseamnă că am auzit în viața noastră despre această familie. Cartier, cred că. Da. Mamă, de la tine e mai greu. Vă știți pe acolo o cană de zahăr, de ulei, dar nu știu. N-am auzit, n-am auzit. Da, oricum, tragic. Bun. Îi spunem bună seara doamnei Diana Stoica, USR. Bună seara. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Marius Humelnicu, Partidul Social Democrat. Bună seara, domnule Humelnicu. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Bănuiesc și de aici, cred că aș pleca cu discuția, bănuiesc că ați văzut și noastră imagini, sau dacă nu le vedeți acum, cu tatăl criminalului, care este extrem de vesel acolo la DICO și sunt câteva scenarii care îl argumentează în această stare de veselie,
Unul dintre ele, și poate cel mai probabil ar fi faptul că omul este lejer pentru că știe că e rezolvată treaba. Doamna Diana Stoica, aș începe cu dumneavoastră. Cum interpretați aceste imagini de veselie cu tatăl ajuns la DICOT în condițiile în care soția dânsului este acuzată astăzi, adică este în postura de suspectă că ar fi influențat prin șantaj martori în dosarul traficului de droguri, că există două dosare. Cine a picat? Dumneavoastră. Ați rămas. Deci sunt două dosare, unul cu accidentul în sine și celălalt cu traficul de droguri. În dosarul cu traficul de droguri ar fi încercat să influențeze martorii, și asta o pune în situația de suspectă, ar fi încercat să influențeze martorii prin șantaj. Iată-l pe tatăl care până la urmă deocamdată pare într-o stare de veselie. Cum vă argumentați starea asta de veselie pe care o vedeți acolo? Eu nu pot să-mi dau seama ce e în capul lui, dar cred că ar fi putut să aibă minima decență să nu meargă rânjind într-un loc în care totuși fiul lui este achitat. Bun, dar de ce credeți că nu are această minimă decență? Adică am făcut un pas în față, e clară treaba, bun, e clar că nu are această minimă decență. De ce credeți, că îl pune în situația, dar nu avea această minimă decență? N-aș ști să vă spun. Nu știți, da. Nu dau seama. Domnul Humelic, dumneavoastră, credeți că e posibil ca omul ăsta să fie vesel acolo știind că e rezolvată treaba și s-a spus, domnule, facem un pic de tevatură ca să vă plimbăm, să mai vorbească televiziune, să pară că muncim, să arătăm că lucrăm, vorba lui Dinescu la Revoluție. Și între timp, sigur, se rezolvă treaba. Și omul a stat așa și l-a apucat și râsul în legătură cu circul ăsta. Să știți că ați spus foarte bine faptul că a distrus poate pe fiul lui, a distrus viitorul celorlalți copii care și-au pierdut viața. E complicat să știți atunci când în viață, când te gândești la copiii tăi, ce te gândești? Să le fie bine, să fie sănătoși, să crească, să te depășească în tot ceea ce faci. Haideți, domnule, vorbim, ne uităm la imaginea asta, ce, doamne, iartă-mă, păi, dar în momentul când ai făcut chestia când, asta, râzi? Asta vreau să zic. După care, atunci, când vine un părinte și începe să râdă, nu stă de vorbă cu presa, spună, doamne, copilul a fost cel care a zis, doamne, am greșit. Și vă dați seama, dacă mama vrea să intervină asupra acestei probleme, da, în speță să vorbească cu martorii, dacă tatăl vine și râde, dă peste oameni, ce poți să te aștepți la domnul Humelicu, în natura activității dumneavoastră, cunoașteți mulți oameni din această țară. Și ar vrea să știu, domnul Humelnicu, vreau să cunoașteți vreo familie care să dețină 714 proprietăți? Să știți că nu are valoare proprietăți. Nu au valoare proprietăți. Noi nu vorbim de bani, credeți-mă că atunci când vorbești de bani, acei copii, da, nu mai sunt. Câți bani poți să plătești pentru ca să se întoarcă? Niciodată. Și atunci banii nu au valoare, din punctul meu de vedere. Contează, v-am zis, deci contează unul că ți-ai condamnat copilul, că nu suntem aici o instanță morală. Acum, cred că asta contează din ce vă zic. Suntem într-o totul de acord cu dumneavoastră. Eu altceva vă întreb. Dacă știți pe cineva la nivelul ăsta de putere financiară încât să dețină 714 proprietăți, pentru că 714 proprietăți, oricât de ieftine ar fi ca valoare nominală, însumate, reprezintă o avere considerabilă. Și ne putem gândi că o familie care deține o astfel de avere, că sărac și n-or cer și n-or trăi din ajutor social în timp ce dețin 714 proprietăți. Ai 714 proprietăți, terenuri și imobile și bani, cash, ai mașini, altele, mă rog. Ne gândim, o familie cu astfel de avere are și niște relații, are și niște conexiuni. Și întrebarea e, o familie cu astfel de avere, deci astfel de conexiuni, poate influența instituțiile statului? Despre asta e vorba. Poate fi ăsta motivul pentru care domnul Pascu râdea astăzi în sediul procurorilor? Dați-mi voie să cred că nu. Dați-mi voie să cred că tot ce înseamnă instanță, procurori, și să avem încredere poate mai mult în dumneavoastră, în media și în presă, și faptul că faceți prezentați corect toate datele și că nimeni nu trebuie să fie mai presus de lege, indiferent de funcția pe care o ocupi, indiferent de câți bani ai și indiferent de câte cunoștințe ai la un moment dat. Doamna Stoica. Păi, domnul Humelnicu, oamenii ăștia ne-au demonstrat deja că sunt mai presus de lege atâta vreme cât polițiștii l-au oprit de două ori înainte ca el să omoare pe cineva. De ce credeți că l-au lăsat liber și el a putut să ajungă să omoare pe cineva? Auziți? Era băiatul. Doamna Stoica, dincolo de asta. Ca să zicem că la nivel de agendă rutieră te descurci, mai ales când ai potența aia financiară. Dar hai să vedem și noi cum oamenii nu se raportează diferit la lege în funcție de avere.
Și domnul Buzeanu, zic eu un nume, zici tu un nume, începem așa, hai să zicem. Mario Iorgulescu. Cum e în pușcărie acum Mario Iorgulescu? Da, e fugit, e plecat. Dragoș Săvulescu. Dragoș Săvulescu. Dau și un nume. Ai zis și tu un nume. Tot despre Italia. Am înțeles. Doamna Bica. Da. Nu e nici dânsa, nu? Nici dânsa nu este localizată în pușcărie. Mai dăm domnul așa. Dragomir de la SRI. Câtă așa. Pușcărie a făcut? Deci, vreți să vă mai dăm exemple? Domnul Arsene de la Neamț. Vreți să vă mai dăm exemple de oameni care asupra cărora legea n-are același efect doar pentru că au funcție sau bani? Doamna Stoica, de exemplu, dumneavoastră ce crezi? Cu niște bani și un pic de funcție, mai îmblânzești un pic instituțiile statului de România? Cum credeți? Păi, în primul rând, oamenii ăștia care au putut să fugă înainte de a afla sentința definitivă, este clar că au avut acces la niște informații privilegiate, în primul rând. În al doilea rând, domnul Humenicu și colegii lui din Parlament, atât cei de la PSD, cât și cei de la PNL, au împotriva proiectului pe care l-am propus. Stați să vedem, domnul Cumelicu, poate era de bine. Vă rog. Pentru a preveni fuga din țară, pentru a extinde acele măsuri înainte de sentința definitivă, să nu mai poți să pleci din țară. Este un lucru banal, ca să nu mai... Și cine n-a fost de acord? De toți infractorii. Și PSD și PNL știu de care au votat împotriva acestui proiect de... Domnul Cumelicu, de ce ați votat împotriva acestui proiect de lege care, iată, i-ar fi obligat pe oameni să aștepte în țară decizia instanței? Dați-mi voie să vă spun că doamna Stoica și cu tot ce înseamnă USR au o lege, ceea ce v-am spus și data trecută, prin care să putem să 3 grame de cannabis, să poți să deții 3 grame, să fie doar să fie contravenție. USR-ul susține... Domnul Humelnicu, hai să vorbim despre subiectul ăsta. Domnul Humelnicu, numai o secundă. Hai să discutăm subiectul ăsta întâi și revenim după aia și la cel pe care ați invocat acum. Dar explicați-ne cu subiectul acesta, cu felul în care puteam să blocăm fugarii. Ceea ce spuneți, exemple pe care ați dat sunt 4, 5, 7, 10 exemple de oameni care au avut la un moment dat o funcție. Proiectul de lege. Da, mă înțeles că au avut. Dar proiectul de lege, de ce vi s-a părut în neregulă la proiectul acesta pe care l-a invocat doamna Stoica un pic mai devreme, care ar fi blocat această situație? Nu cunosc textul de lege, ceea ce spune doamna. Sunt de acord că, într-adevăr, deci n-ați votat dumneavoastră, dacă nu-l cunoaște, înseamnă că n-ați votat. Ideea e următoare, odată ce o instanță nu s-a pronunțat, cu siguranță omul este liber. Înseamnă păi nu e liber, domnul Humelicu, că de-aia se numesc măsuri preventive, domnul Humelicu, că nu e liber. Chiar. Uitați, dacă procurorul spune, dacă judecătorul nu are o măsură preventivă, atunci cu siguranță se poate deplasa. Dacă cumva este periculos, cu siguranță ar trebui să aibă o măsură preventivă, astfel încât să nu părăsească domiciliul, să părăsească țara. Ceea ce... Vedeți că nu funcționează cadrul legal pe care l-avem acum. Deci, măsuri... Păi aici e problema, doamna Stoica, că domnul Cumelnicu a spus o vorbă mare. A zis în felul următor, domnule, dacă judecătorul n-a considerat, și vă întreb, doamna Stoica, dar de ce nu consideră judecătorul că e necesară măsura interdicției de a părăsi țara? De ce trebuie să dăm noi o lege când avem acolo un magistrat care poate spune în stare de libertate, sub control judiciar sau nu, dar cu interdicție de părăsire a țării? De ce? Se ajunge până la judecător cu influența? Nu știu, dar tocmai pentru a nu mai lăsa la latitudinea judecătorilor această măsură, extinderea măsurii preventive, eu cred că este mult mai în siguranță pentru toată lumea și pentru îndeplinirea justiției, de fapt. Că noi avem oameni care au furat bani de la statul român, da? De la noi toți, și care fug după aceea și nu sunt pedepsiți, nici nu se recuperează prejudiciul, nu fac nicio de pușcărie. De ce să lăsăm la latitudinea judecătorilor acest lucru? Nu e mai simplu să avem un cadru legal clar? Da. Văzând totuși această stare de disfuncționalitate a justiției. Acum să zică și domnul Humelnicu pe aia cu 3 grame de droguri. Spuneți, domnul Humelnicu, că vă întreb colegul meu. Deci există o inițiativă a USR-ului, semnată de către deputați USR. Dați-mi voie puțin. Acuzația, da, vă rog. Dați puțin. Am zis că sunteți tânăr și atunci nu aveți așa aplomb. Stați puțin să explic românilor ceea ce face USR-ul. Și inițiativă legislativă, astfel încât un consumator să poată să aibă 3 grame, da, de cannabis și să fie considerată contravenție. Așa. Și să fie pentru consum. Păi dacă noi, și ne-am opus noi, Partidul Social Democrat, că tot spuneți de noi, în comisii, de ce? Păi dacă noi vorbim de atâtea nenorociri care se întâmplă, noi să lăsăm copiii noștri, da, viitorul nostru să lăsăm să consum, să aibă 3 grame în buzunarul lor și să spună, domnule, consum propriu. 3 grame, câți copii erau în mașina aia? 5 copii. Aveau 15 grame.
cum să fim de acord cu așa ceva, în care USR-ul, pe lângă faptul... A, nu, nu, nu-i minciună, nu-i minciună. Nu, cu tot respect, scuzați-mă, a fost însemnat această inițiativă. Acum dați-mi, doamne, explica permisiunea să vă răspundă și o să... Dar nu e minciună, vă rog frumos, să nu spună că e minciună, cu tot respect. Doamna Stoica, haide să explicăm și din perspectiva dumneavoastră. Vă rog, doamnă. Este proiectul... În primul rând, asta e prima minciună. În al doilea rând, USR de asemenea a stat împotriva acestui proiect. Cel mai recent ieri, alaltăieri, în Comisia Juridică, da. Deci nu-i proiectul dumneavoastră? Nu este, este proiectul colegilor din Parlament de la Reper. Nu este proiectul. Este un deputat USR. Stați, vă rog. Păi, stați un pic. Dar au scăpat ăștia de la Cioloș. Acum îi puneți iar în... A făcut proiectul. Intrați pe site-ul Senatului, pe site-ul Camerei Deputaților, vă documentați și apoi mai vorbim. Deci nu este inițiativa USR. Nu este inițiativa USR. Altfel nu votam împotriva ei, nu votau colegii de la Senat. Din comisie. Deci nici nu e inițiativa USR și ați votat și împotriva inițiativei în comisie. Păi de frică, da. Să știți, de frică a votat. De altfel, frică, nu de nefrică, asta e speculația noastră. Acum, mai contează. Există un deputat care a semnat de la USR la inițiatori. Ce dar știți ce e spectaculos? Da. Okay. Deci eu sunt de acord cu dumneavoastră că nu există această soluție. Am văzut că foarte multă lume dă exemplu, domnule, cum se întâmplă în vest. Domnule, uite că în vest, că în vest este scăpată de sub control soția. N-aș da exemplu vestul în privința acestei chestiuni. Păi, nu, să dați exemplu este domnul Buzer. De când vă aștept la cotitură? Dacă vreți, vă dau exemplu Singapore, de exemplu. Să zicem, ce este îndepărtat? O țară civilizată. Ați trecut de ruși și v-ați oprit la acolo. Ca fiind civilizată, care merge până la pedeapsa cu capitală pentru așa. Haideți ceva? Că țările acolo... cu pedeapsa cu moartea și nu, civilizația... Nu, trebuie să spun că acolo e singurul loc în care s-a rezolvat problema. În rest, nu s-a rezolvat nicăieri problema, deci niciun mecanism pe care îl puteți argumenta nu funcționează. Dar vreau să vă întreb, uitați, un mecanism totuși pe care îl putem aduce în discuție este acela în care să lucreze statul împotriva traficanților. Și nu mă refer la puști ăștia peste care s-a deșins în mod isteric astăzi, ci mă refer la traficanții amari. Adică dacă noi discutăm despre faptul că în România traficul este pe mâna băiatului ăluia care a dat o spargere la spitalul Floreasca, o să l-au găsit pe Pablo Escobar de România, avea 18 ani. Era un băiat sărac cu nici nu-i dăduse mustața, da. S-a intrat cu mascații peste el. Stau așa și mă gândesc și la mascații ăștia. Săracii acționează la ordin, desigur. Dar ești om în toată firea, te trezești la 4 dimineața, la 3 dimineața, că trebuie să intri peste ăla, la 6 fix acolo. Te aranjezi, stragi ca gula pe față, ești mare, că da, ești la mascați. Și intră deșis pe ăla, ai găsit pe ăla săracul, n-are nici... Uite, de exemplu, Marian Godină, îl pui... Marian Godină să-l prindă pe stat, avea diz de lapte, 18 ani, l-am prins pe trafican, nu trageți de el că îl rupeți. Adică, să fim serioși, o descindere în forță să-l prindă pe băiatul ăsta periculos care se filma pe mijlocul. Cam, dacă n-am, eu n-am rețelele astea, dar domnul Buzianu, că pe TikTok am înțeles că a postat. Da. Trebuie să-i pe TikTok, lasă-i comentarii, te-ai trecut de pe mijlocul zi că te calcă cineva cu mașina. Te-a drogat acolo pe mijlocul drumului, era periculos, dacă bătea vântul un pic mai tare, îl zbura până în arestul poliției, că era aproape de IGPR acolo. Haideți să fim serioși, asta e așa un heirupist de la un pompierist de la pe care nu știu pe cine păcălește. Au intrat procurorii de la DICOT, au intrat mascații, l-au deci, săltat, puteau să... să-l ia la un subraț să fugă cu el, să facă maraton. Deci e bine să discutăm și despre această chestiune. Uitați-l pe Pablo Escobar, care este lordul drogurilor. De față simbolul luptei antidrog în România. Simbolul luptei. L-a pus cu botul pe labe pe băiatul ăsta. L-au nenorocit. S-a terminat cu drogurile. S-a gata, o ambulanță în spate, în caz că vește mașina să-l bace repede. Nu e o glumă, e derizoriu și pentru România să ne afișăm cu așa ceva ca fiind simbolul traficului de droguri din România, băiețelul ăsta. Trecut pe din România, până în Constanța, au găsit aia pachete, nu știu câte kilograme de cocaină pe plajă, deci ce le-a scăpat în căruță. Așa? Și noi l-am prins pe periculos ăsta care săracul era inconștient la nivelul la care a intrat într-un spital să fure ceva din spital. Da, da. Domnul Humelic, o concluzie, uitându-vă la această situație, sigur e bine și cu USR-ul, cu inițiativa de la, care nu de la USR, de la Reper și sigur sunt partide diferite, dar ce ziceți de treaba asta, de faptul că nu prea ne luptăm cu traficul de droguri, pare că mai degrabă îl favorizăm. După care ne mirăm de consecințe. Cred că acum când vorbim de tot ce înseamnă digitalizare și ar trebui să avem toate informațiile, nu există în statul român să nu avem informații, cine consumă, când consumă,
care e cărăușul. Credeți-mă că din punctul nostru de vedere, aceste informații trebuie să le ai. A, că nu prinzi din, nu știu, dacă vreți, din țările din, din America de Sud, asta e alt discurs. Dar tot ce intră în România, nu ai cum să nu ai o... Păi și asta înseamnă, domnul Cumelicu, că rețelele respective sunt protejate de stat. Dacă spuneți că n-avem cum să nu știm și cu toate acestea rețelele de traficanți funcționează nederanjate. Deci sunt cunoscute și protejate. Nu știu dacă sunt protejate, cunoscute, dar eu spun că... Păi n-ați zis că n-avem cum să nu le știm? Că trebuie să știm. Aia, ne dorim să le știm. Eu credeam că spuneți că sunt cunoscute la nivelul... Odată ce a intrat și în CSAT... O să vorbească dumneavoastră. Doamna Stoica, noastră o concluzie... Siguranța națională, cred că ar trebui pentru viitorul acestei țări... Pentru viitor trebuie să luăm o pauză. Ultima idee va aparține, doamna Stoica. Păi, ce să mai, PNL și PSD au distrus poliția română, de aia se ocupă de câte un amețit, se ocupă de babele alea care vând leușeală la colțul străzii și o prezintă ca o mare victorie. Asta pot în momentul de față. Și da, dacă e să vorbim de instituții de forță serie, ar trebui să știe tot ce mișcă în țara asta, că de asta avem servicii de informații, da? Poliția ar trebui să-și facă treaba, procurorii ar trebui să-și facă treaba, că oamenii ăștia sunt plătiți din banii noștri și nu-și fac treaba. Asta e adevărul. Păi da, sunt și alte soluții. Iar Predoiu, bine, ne spune că a pierdut lupta cu traficanții. Am văzut și pe domnul Predoiu. A început-o vreodată? Pare un om pierdut el însuși. Doamnă Stoica, dar pe de altă parte, vedeți că mai sunt și alte metode perverse prin care lucrurile pot fi mușamalizate. Vorbim acum din nou despre dosarul 2 mai, dar nu uităm nici dosarul Crevedia. La dosarul Crevedia s-a decis că un procuror e suficient. Ăla, doamnă, stimată doamnă. Nu întâmplător, trebuie să luăm o scurtă pauză. Nu este dosar de un singur procuror și ăla, acel procuror Iacob, care mai are un procuror, care mai are un dosar foarte greu pe masă, de ani de zile și nu-l termină. Adică se poate scurtcircuita activitatea instituțiilor și așa. Și într-un mecanism de tipul acesta, mulțumim doamna Diana Stoica USR, domnul Marius Fumelin cu Partidul Social Democrat, luăm o scurtă pauză, ne întoarcem, bună România. Cei de la știri pe surse publică pe surse informația că tatăl lui Vlad Pascu a fost plasat sub control judiciar. Sursa citată spune că măsura a fost impusă pentru că acasă la tatălui Vlad Pascu a fost găsită muniție și acesta nu ar fi respectat regimul armelor și muniție. E o informație care cred că s-a și confirmat deja. Da, domnul Buzer, n-ar fi respectat regimul armelor și muniților. Am înțeles. Bun. Omul ăsta are mașini fără poliție RCA, ține arme în casă fără să respecte legislația. Uite, nici nu șofează respectând legislația în domeniu, dacă stăm un pic să ne uităm, că până una alta, el n-avea ce să caute cu scuterul pe trotuar, da? Și fără să calce pe cineva era inoportun acolo. Și cu toate acestea e deranjat așa discret. Dar după 19 discutăm mult mai aplicat, că avem și niște dezvăluiri de prezentat aici, la Bună România. Pauză, ne întoarcem în câteva momente. Bună România!